Stimați telespectatori, bine v-am regăsit la emisiunea Până la marginile Pământului. O emisiune despre misiunea lui Dumnezeu, care prin Iisus Hristos, Fiul Său, dorește să răscumpere oamenii pentru împărăția sa glorioasă. O emisiune despre lucrarea misionarilor români până la marginile Pământului, ducând vestea bună. Dar misiunea transculturală nu înseamnă doar trimitere de misionari. Misiunea înseamnă și mobilizarea bisericilor la misiune transculturală. Înseamnă implicarea lor în rugăciune și în susținerea misionarilor. Un instrument deosebit în mobilizarea bisericilor pentru misiune îl constituie conferințele de misiune. Așa că în cadrul acestei emisiuni și în următoarele emisiuni, vă invit să ascultăm împreună o parte din invitații pe care i-am avut la conferința de misiune Romiscon 18. În continuare îl vom urmări pe pastorul Mica Iriola. El este păstorul celei mai mari biserici penticostale din Finlanda, Biserica Salem, o biserică model, o biserică implicată în misiune externă, dar de asemenea o biserică foarte deschisă pentru migranții care au sosit în Finlanda, arătându-le dragostea lui Hristos. Zeci și zeci de migranți musulmani și-au deschis inima pentru Hristos, l-au primit pe el ca mântuitor și acum sunt parte acestei biserici multiculturale. Vă doresc în continuare vizionare plăcută. It's still an honor to be here tonight. And one more time, it's an honor to be here tonight. A rămas o onoare să fiu cu voi și rămâne în continuare o onoare. To be with men and women. Să fiu aici cu bărbați și femei. Who work for the kingdom of God. Care lucrează pentru împărăția lui Dumnezeu. For the advancement of the kingdom of God. Pentru propășirea împărăției lui Dumnezeu. Tomorrow in the morning I have a chance to share something about the refugees and the asylum seekers that have come to Finland. Mâine dimineață voi împărtăși ceva mai mult despre refugiați și cei care caută azil politic în Finlanda. Last year we got 35,000 Iraqi, Afghani and Syrian refugees. Numai anul trecut 35,000 de refugiați iranieni, afganistanezi, sirieni au venit în zona noastră. 99.99% Muslims. 99,99% dintre ei sunt musulmani. And it depends on your attitude how you look at it that will change how you think about it. Și atitudinea cu care privești la ei este cea care decide și modul în care vei gândi ulterior. Some people say that we're going to lose Europe. Unii ne spun că Europa se duce de râpă. I say we're going to win the Middle East. Eu spun dimpotrivă, noi vom câștiga Orientul Mijlociu. We couldn't go to Syria. Nu puteam să mergem în Siria. We couldn't go to Iraq. Nu puteam merge în Irak. We have a hard time in Afghanistan. Ne era greu să lucrăm în Afganistan. But the Lord will send them to us. Dar Domnul iată că îi trimite la noi. We just receive them with love. Îi primim de aceea cu dragoste. And tomorrow I'll try to share some of those things with you. Și mâine voi încerca să vă împărtășesc o parte din lucrările ce le facem acolo. Hyvä ilta is a good evening in Finnish. Oops. Wow. Ceea ce vedeți scris acolo este bună seara în limba finlandeză. Hyvä ilta means yes, good evening. Hyvä ilta înseamnă bună seara. So would you help me in feeling welcome by just saying to me in Finnish? Dacă vreți să mă faceți să mă simt bine, vă rog să-mi spuneți în finlandeză bună seara. So hyvä ilta. Hyvä ilta. Oh, thank you. I feel so much more at home. Deja mă simt mult mai bine, mă simt ca acasă. I want to bring my greetings from my family. Vă aduc salutări din partea familiei mele. That's my wife I'm hugging. Pe soția mea o îmbrățișez acolo, apropo. I have four children. Am patru copii. We were missionaries in Indonesia for several years. Câțiva ani am fost misionari în Indonezia. In Indonesia all families have only two children. În Indonezia majoritatea familiilor au doi copii. In Finland, most families have 1.7 children. În Finlanda, majoritatea familiilor au 1,7 copii. So we have a lot of families without that are missing one leg or something with the. Așa că vă imaginați unele familii probabil că copiii ba n-au un picior sau un alt mădular. Only 1.7 children. 1,7 copii pe familie. So I have four children. Eu am patru copii. And people ask me that you must really love children. Și oamenii sunt, oh, probabil că ești unul care iubește copiii. How much is it going to cost to put them through college and university? Zic oamenii, îți dai seama cât o să-l coste pe omul ăsta să-și țină copiii la școală, la universitate. And they're running around everywhere. Și toate celelalte familii cu copii sunt agitate din pricina asta. You must really love children. Probabil că tare iubești copiii. And I have to admit. Trebuie să recunosc. Not really. Nu e chiar așa.
I love my wife. O iubesc pe soția mea. Asta e chestia. If you didn't get it, please talk to brother Gita after the service. Cei care nu v-ați prins, rugați-l pe fratele Ghiță să vă tălmăcească povestea asta după sesiune. Now, if I can I ask how many people here are you're from a local church? You're a local church leader, a local church pastor, you're involved in local church. Would you Vă rog, ridicați mâna cei care sunteți implicați într-o biserică locală. Ca lider, ca păstor, aveți o oarecare responsabilitate într-o biserică locală. Ridicați mâna sus. Wow, that's wonderful. Okay, now I'm going to ask how many of you are from a missions agency or you're missionary or preparing to be a missionary. Câți dintre voi acum ridicați mâna care sunteți conectați cu lucrarea de misiune, în agenția de misiune, misionar, vă pregătiți pentru a deveni misionari, ridicați mâna sus cei care sunteți conectați cu agenția sau cu lucrări misionare. This is exciting. E ceva încântător. We have local church people and missions people together. Avem aici oameni ai bisericii și oameni ai misiunii împreună. And in the last 24 hours I haven't heard a single fight yet. Și în ultimele 24 de ore de când sunt aici încă n-am văzut nicio ceartă între ei. Because usually when you have local church people and missions people together a fight erupts. De obicei când vin oamenii care reprezintă biserica și cei care reprezintă misiunea se strânesc conflicte. And if there's not a fight there's at least tension in the air. Și chiar dacă nu e o luptă acolo, tensiunea plutește în aer. Because the pastors are thinking, oh, they're after my money. Pentru că păstorii zic, oamenii ăștia vor să strângă bani în biserica mea. They're going to steal my best people. Ăștia vor să-mi ia cei mai buni oameni. They're going to ask them to go to missions. O să le spună să plece pe câmpul de misiune. And missionaries are thinking. Iar misionarii la rândul lor se gândesc. There's that stingy pastor. Uite păstorul ăla zgârcit. Who's holding on to the money? Care se ține strâns de bani. Who's holding on to the best people? Se ține să îi strângă în biserica lui pe cei mai buni. And he doesn't know that there's a dying world out there. Și nu vrea să înțeleagă că lumea moare fără Hristos. But it's usual to have tension between local church and missionaries. Dar e ceva obișnuit să existe astfel de tensiuni între biserică și misionari. Au existat tensiuni chiar de la început. When Peter went out of the local church and started doing cross-cultural ministry, când Petru a ieșit din biserica sa locală și a început să lucreze transcultural, they had to have the Jerusalem Council. A trebuit să se facă un conciliu special la Ierusalim. What do you think you're doing? Ce ți-a trecut prin cap? Get back here. Întoarce-te aici. You're not supposed to be there. N-ar trebui să te duci not acolo. Not with those people. Not with those people. Nu te mai duc cu oamenii aceia. Paul had to explain what he was doing all the time. Pavel trebuia într-una să explice la rândul său ce făcea. And if you read between the lines in his letters to the churches, și dacă citești așa printre rânduri în epistolele lui către biserici, you can hear that he's withholding his tongue. Poți să-ți dai seama că el se abține să nu spună mai multe. Because he had a few things to say to the local churches. Pentru că avea câteva lucruri să spună bisericilor. And the local churches would have had a few things to say to Paul. Și bisericile locale la rândul lor ar fi avut unele lucruri să-i mai spună lui Pavel. But see the tension that Peter had or the Paul had. Observați însă tensiunea cu care s-a confruntat Pavel și Petru. It is nothing compared to the tension that I have. Nu e nimic pe lângă tensiunea cu care am eu de a mă lupta. Believe me, I have tension. Credeți-mă, mă aflu supus la mare presiune. See, I am a local church pastor. Eu sunt păstor într-o biserică locală. But my family is all missions. Dar familia mea nu știe altceva decât misiunea. Let me show you a picture. Să vă arăt o fotografie. This is my grandfather. Ăsta este bunicul meu. He was the first missionary to be sent by the Pentecostal churches of Finland. El a fost primul misionar trimis de bisericile pentecostale din Finlanda. He went to China in 1929. A plecat în China în 1929. Salem Church was one year old. Biserica Salem n-avea decât un an de când se înființase. And he came to talk to the senior pastor. El s-a dus să vorbească cu pastorul principal. I was preparing to become a Lutheran missionary. Mă pregăteam să devin un misionar luteran, i-a spus. I've been in their school for 3 years. Am studiat la școala luterană timp de 3 ani. But I got baptized filled with the Holy Spirit. Dar între timp am fost umplut cu Duhul Sfânt. I took the water baptism. Și apoi am fost și botezat în apă. And so they kicked me out. Și m-au zvârlit afară din biserică. So will you send me? Vă rog, vreți să mă trimiteți ca misionar? Eu de acum azi de-a vostru, mă trimiteți voi? Vreau să plec în China. And the founding pastor of the church that I pastor today. Pastorul fondator al bisericii pe care o păstoresc eu astăzi. Yes, we have plans that we will send missionaries in a few years. A zis, da, avem
avem planuri, vrem peste câțiva ani să începem să trimitem misionari. But we don't have a permanent place yet. Dar nu avem încă un loc permanent. We don't have any budget. Nu avem un buget pentru asta. We don't have any workers yet. Nu avem, n-am recrutat încă lucrători. So we are planning to send in a few years once we get established. Așa că peste câțiva ani, după ce se așează bine lucrurile în biserica de acasă, o să începem să trimitem misionari. When were you thinking of leaving? Când te gândești tu că vei pleca? Oh, I'm leaving next month. A zis, eu vreau să plec luna viitoare. Will you send me and support me? Mă trimiteți, mă susțineți? And the pastor said there's no way you're going in one month. Nu e nicio șansă să te putem trimite luna viitoare. Finland had come through a brutal civil war, the economy was bad. Finlanda numai ce trecuse printr-un război civil brutal, economia o ducea rău. All the young men were supposed to do their military service, they couldn't get a passport without it. Toți tinerii trebuiau mai întâi să facă armata, altfel n-ar fi avut dreptul la pașaport. And here's this young 19-year-old man saying I'm going to China. Și iată-l pe tânărul ăsta de 19 ani, foarte încântat, spunând eu am să plec în China. So he said there's no way you're going. Așa că i-au spus, nu se poate să pleci. You don't even have a passport. N-ai nici măcar pașaport. And my grandfather said, well, if I come back with a passport, will you send me? Bunicul meu le-a zis, dacă eu fac rost de pașaport, voi mă trimiteți? And the pastor said there's no way that he's going to get a passport. We will send you. Ăsta sigur n-o să facă rost de pașaport, așa că i-au zis, da, o să te trimitem. We will send you. O să te trimitem. And so he went, and 2 weeks later he came back with a passport. După 2 săptămâni, tânărul ăsta se întoarce și le arată pașaportul. And the pastor said, "Okay, we have to send you." Păstorii au zis, n-avem de ales, de acum trebuie să-l trimitem. But what my grandfather didn't know that during those 2 weeks. Ceea ce n-a știut însă bunicul meu că în perioada celor 2 săptămâni. 3 different people had come to him. 3 persoane diferite au venit la el. A businessman. Un om de afaceri. One of the old elders. Unul dintre presbiterii bisericii. And a widow who had lost her husband in the war. Și o văduvă care îl pierduse pe soțul ei din pricina războiului. And not knowing of any of the plans. Și fără să cunoască vreunul dintre planurile respective. They had all given money to the pastor. Fiecare dintre persoanele acelea au oferit niște bani păstorului. And said this is for the missionary that we're going to send. Și au zis, banii ăștia sunt pentru misionarul pe care biserica noastră îl va trimite. So in November of 1929 my grandfather left to China. În noiembrie 1929 bunicul meu a plecat în China. He came back 2 years later. 2 ani mai târziu s-a întors. And he said China needs more workers. Și a zis, China are nevoie de mai mulți lucrători. Because that's what missionaries do. Pentru că asta fac misionarii. They come from Bangladesh. Ei se întorc din Bangladesh. And they said we need more missionaries. Și spun acolo e nevoie de mai mulți misionari. My grandfather came from China. Bunicul meu s-a întors din China. We need more missionaries. Și a zis e nevoie de mai mulți misionari. And he went with 4 new missionaries together with him to China. Și s-a dus acolo împreună cu alți 4 misionari. And 2 years later after that he came back again. După 2 ani a revenit în Finlanda. And he said we need more missionaries. Și a zis avem nevoie de și mai mulți misionari. China needs more missionaries. China are nevoie de mai mulți misionari. And he went back with 10 more missionaries. A plecat de data aceasta cu încă 10 misionari. The best of the best. Cei mai buni dintre cei mai buni. During the second year of those 10 people being in China. La 2 ani după ce cei 10 oameni au plecat în China, 4 of them died. 4 dintre ei au murit. And that was the birth of missions movement in Finland. Și atunci s-a născut mișcarea misionară finlandeză. Because every young person in Finland. Pentru că fiecare tânăr din Finlanda. As they read these telegrams in the churches, Pentecostal în churches. În timp ce în bisericile pentecostale finlandeze se citeau telegramele. Every young person asked from themselves. Fiecare tânăr își punea întrebarea aceasta. Lord, I'm willing to take their spot. Doamne, sunt eu gata să ocup locul rămas liber? Lord, I'll take their spot. Doamne, vreau să ocup eu locul acela. Lord, send me. Doamne, trimite-mă pe mine. Here I am. Iată-mă. Few years later, one of those people that went with him, he married her. Câțiva ani mai târziu, unul dintre tinerii aceia, una dintre tinerele acelea care au mers cu bunicul meu, s-a și căsătorit cu el. And they started a family. Și au înființat o familie. A Chinese family. O familie chinezească. My father is the one on this end right here. Tatăl meu este primul de aici. The second youngest one. Este cel de-al doilea ca vârstă. All 5 of them became missionaries. Fiecare dintre cei 5 copii au devenit misionari. All 5 of them. Fiecare dintre cei 5. Can you imagine the pressure that I had? Vă imaginați la ce presiuni sunt supus eu?
I'm the firstborn of the grandchildren. Eu sunt primul nepot născut în familia bunicului. And from the very young age. Și de la o vârstă foarte fragedă. My mother tells me to this day. Mama mi-a spus și îmi zice până astăzi. My prayer was this. Rugăciunea mea era aceasta. Jesus, don't make me a missionary. Iisuse, nu mă fă și pe mine misionar. Please don't make me a missionary. Te rog să nu mă faci misionar. My grandfather is a missionary. Bunicul meu e misionar. My father is a missionary. Tatăl meu e misionar. Please spare this young child from becoming a missionary. Te rog, salvează-l pe tânărul acesta copilaș să nu devină și el misionar. Because there was pressure. Era o presiune. It wasn't because I hated missions. Nu că aș fi urât misiunea. I love missions. Îmi place, iubeam misiunea. My father is an evangelist. Tatăl meu este evanghelist. Whenever he preaches, I get saved. Ori de câte ori predica, eu iarăși mă converteam. My mother is a mission speaker. Mama mea este o motivatoare la misiune. Whenever she preaches, de câte ori predica ea, I'm always with tears in my eyes saying, yes, Lord, send me. Totdeauna îmi curgeau ochii și ridicam mâna, spuneam, Doamne, trimite-mă. I loved missions. Iubeam misiunile. It wasn't because I hated missions. Nu că aș fi urât misiunea. But it was because of this. Dar datorită acestui fapt. Every time we would go to a new church. De fiecare dată când ajungeam într-o nouă biserică, there would be these old grandmas in the church. Erau niște bunicuțe prin bisericile acelea. And they would come smiling. Veneau zâmbitoare. And say, your grandfather is a missionary. Spunea, bunicul tău e misionar. Your father and mother are missionaries. Tata și mama ta sunt misionari. I am going to pray for the next missionary. Am să mă rog acum pentru următorul misionar. And I hated that. Uram momentele alea. Because I didn't want to do what everybody else thought that I should do. Nu voiam să fac eu ceea ce toți ceilalți spuneau că trebuie eu să fac. So I said, Jesus, don't make me no missionary. Așa că am spus, Doamne, schimbă lucrurile și nu mă fă pe mine misionar. I don't want to be a missionary. Nu vreau să fiu misionar. In 1954, my grandfather had a brilliant idea. În 1954, tatăl meu a avut o idee strălucitoare. He purchased an old Yankee minesweeper, an American minesweeper. A cumpărat un vas folosit de către mineri, sper că un culegător de mine. It had been used in the Second World War in Normandy. Okay. Un vas care colecta minele antivapoare. The Finnish government had bought 5 of them. Guvernul finlandez cumpărase 5 astfel de vapoare. They had taken out all the engines and everything that could be salvaged. Au fost recuperate de pe vapoarele respective toate vapoarele și toate uneltele care puteau fi folosite. And the ships were about to be taken out to the sea to be sunk. Și vasele trebuiau să fie duse în largul mării și apoi scufundate. And my grandfather is walking in the harbor one day. Bunicul meu într-o zi se plimba prin port. And says, that's a mission ship. Și a zis, vasul ăsta e un vas pentru misiune. That's a mission ship. Vaporul ăsta e pentru misiune. And all the churches laughed at him. Toate bisericile au început să râdă la ideea lui. Because you know there's a tension between missionaries. Pentru că este o tensiune între biserici și misionari, v-am spus, da? And the church pastor says, you cannot do that. Și bisericile au profețit, asta nu se poate. Vasele alea pentru a fi scufundate. For 3 years he worked on that ship. Timp de 3 ani a lucrat pe vaporul respectiv. People came from all over Finland. Au venit oameni de peste tot din Finlanda. And they spent 1 month or 2 months or 6 months working on the ship. Unii au stat o lună, alții 2 luni, alții 6 luni lucrând la repararea vaporului. And in 1954. Și în 1954. This ship left from the harbor of Helsinki. Vaporul acesta a plecat din portul Helsinki. With 37 missionaries on board. Cu 37 de misionari la bord. And 3,500 people stood at the harbor waving and singing. Și 3,500 de oameni s-au aflat pe docuri în port și au cântat în timp ce vaporul pleca. Can you imagine the pressure that I have? Vă puteți imagina la ce presiune a fost supus eu? Something wonderful happened in the 1970s. Ceva frumos s-a întâmplat în anii 70. The world was black and white until then. Până atunci lumea era în alb și negru. But then color came. Apoi the power? The color. Apoi s-a inventat imaginea color. We have color pictures after that. Și au apărut fotografiile color. Because world got color. Pentru că lumea acum era mai colorată. Because I was born in 1971. Pentru că în 1971 m-am născut și eu. And this was my home. Și aceasta a fost casa mea. In 1971 the ship transferred to Indonesia. În anul 1971 vaporul a fost transferat în Indonezia. And I spent 12
years of my life on the ship. Și 12 ani din viața mea am petrecut pe acest vapor. We went around in the different islands. Am călătorit de pe o insulă pe alta. The last 4 years we were on the island of Borneo. Ultimii 4 ani am petrecut pe insula Borneo. We had a clinic on board and a Bible school on board. Era o clinică medicală și o școală biblică la bordul acestui vapor. We had lots of literature on board. Aveam foarte multă literatură creștină. This was my home. Aceasta a fost casa mea. In 1983, I was 12 years of age. În anul 1983, acum aveam 12 ani. And my home sank. Și casa mea s-a scufundat. In the middle of the storm. În mijlocul unei furtuni. I was in a lifeboat with 18 other people. Am scăpat într-o barcă de salvare împreună cu alte 18 persoane. No one knew that our ship had sunk. Nimeni nu știuse că vasul nostru s-a scufundat. Nobody knew where we were. Nimeni nu știa unde ne aflam la momentul tragediei. We didn't know where we were. Nici noi nu mai știam unde ne aflăm. And we were in a small lifeboat. Și ne-am găsit într-o mică barcă de salvare. That's when I gave my heart to missions. În momentul acela, eu mi-am dat inima pentru misiune. I said, God, you can have the rest of my life. Am zis, Doamne, de acum viața mea, restul vieții mele îți aparține. Because there's probably going to be only about 5 hours, maybe 6. Pentru că probabil oricum nu mai am de trăit decât vreo 5 ore. So it's a good time to make a promise. Așa că e momentul potrivit ca să fac o promisiune. You can have the rest of my life. Tu ai restul vieții în mâinile tale de acum. 24 hours later we were saved. După 24 de ore am fost recuperați din mare și salvați. Not before God did some amazing miracles on that. N-a fost că Dumnezeu a făcut nu știu ce altă minune acolo cu barca noastră. But that's for another conference. Dar ce a făcut Dumnezeu atunci în orele acelea e o poveste pentru altă conferință. But I repeated my promise to the Lord. Dar mi-am înnoit promisiunea mea față de Domnul. Lord, if you want me, you can use wherever you want. Doamne, dacă tu dorești, poți să mă folosești oriunde vei voi tu. But I was so glad that he called me to be a youth pastor. A fost așa de bucuros că la un moment dat Dumnezeu m-a chemat să fiu un păstor de tineret. This was me at the age of 3 months. Acela sunt eu la vârsta de 3 luni când eram pe vapor. I was already the captain at that deja point. Eram capitanul vaporului. And this was me at the age of 3. Și acesta sunt eu la vârsta de 3 ani. Life was bright. Viața era strălucitoare. But I was glad that God called me to be a youth pastor in Finland. Dar m-am bucurat atunci când Dumnezeu m-a chemat să fiu un păstor de tineret în Finlanda. And then he opened another pastor's job. Apoi Dumnezeu mi-a deschis posibilitatea să ocup un post de păstor și din postul acela am susținut misiunea. We built a lot of missionaries, we sent a lot of teams. Am pregătit mulți misionari, am trimis multe echipe. And I was very glad that I didn't have to. Și eram foarte bucuros că nu trebuia să plec eu. That somebody else would go. Lasă pe alții să plece. But then this happened. Și apoi s-a întâmplat lucrul acesta. I was pastoring in Toronto. Păstoream o biserică în Toronto. In 2004. În 2004. And on the day after Christmas we started hearing these news from Indonesia that there had been an earthquake. Cu o zi înainte de Crăciun a venit vestea că în Indonezia avusese loc un mare cutremur de pământ. And then gradually the number of people who died grew up. Și apoi știrile despre rezultatele acelui cutremur au escaladat, am aflat că numărul morților este foarte mare. A tsunami came and wiped away entire towns. A urmat un tsunami care a șters în calea lui sate, localități întregi. So they could only estimate. Acum oamenii doar făceau niște estimări. How many people had died. Câți oameni muriseră. No information from the place. Și nu existau informații exacte. Now I had grown in Indonesia. Eu crescusem în Indonezia. So I knew where Aceh was. Știam despre provincia Aceh. I knew that Acehese didn't know Jesus. Știam că oamenii din provincia Aceh nu îl cunoșteau pe Isus. They had been for the last 500 years resistant to mission. De 500 de ani oamenii aceia au fost foarte potrivnici față de lucrarea misionară. 4 milioane de locuitori. And less than 50 Christians. Și mai puțin de 50 de creștini în zona aceea. None of them lived in Aceh, they had to move away from Aceh. Și niciunul din convertiții din Aceh nu putea să trăiască acolo, toți cei 50 s-au mutat în alte zone, altfel ar fi fost uciși. So in my mind I started thinking. Așa că în mintea mea am început să mă gândesc. Almost 200,000 lives were lost. Aproape 200,000 de oameni au murit în urma acestei tragedii. And they had never heard about Jesus. Și niciodată nu au auzit despre Isus Hristos. Never
niciodată, about Jesus. Niciodată n-au auzit de Isus. I imagine what kind of a day it was in hell. M-am gândit cum a arătat ziua aceea în iad. As people were marching in. În timp ce oamenii aceia mărșăluiau spre iad. People who had never heard of the only way of salvation. Oameni care niciodată nu auziseră despre singura cale pentru mântuire. And I said, Lord, I have to do something about that. Și mi-a zis, Doamne, trebuie să fac ceva. I have to go see if there are any brothers or sisters alive there. Trebuie să merg și să văd dacă există acolo frați sau surori care au scăpat cu viață. So 2 weeks after the tsunami, I was in Aceh. La 2 săptămâni după tsunami, mă aflam în Aceh. The bodies were still scattered on the streets. Încă se vedeau trupurile morților împrăștiate pe străzi. The smell was awful. Mirosul era groaznic. And while we were there, we listened to an interview of a young girl. În timp ce ne aflam acolo, am auzit interviul unei fete tinere. Everybody was ready to share their story. Toată lumea era disponibilă să-și povestească istoria lor. What were they doing when the earthquake happened? Ce făcea fiecare când s-a petrecut cutremurul? Where were they when the wave came in? Ce se întâmpla, ce făceau ei atunci când a venit valul tsunami? And so there was this young girl of about 12 or 13. Și că mă uitam la o tânără de 12-13 ani. And an interviewer was asking from her. Și reporterul o întreba. What happened to you? Ce s-a întâmplat cu tine? And she shared when there was this earthquake. Și a spus că atunci când s-a petrecut cutremurul, my mother sent me up on the hill to check on my uncle to see if he was okay, if their house had survived the earthquake. A spus, mama mea m-a trimis să urc sus pe deal ca să văd dacă unchiul este bine după cutremur. So he went up the mountainside and he saw that everything was okay. Ea a urcat sus pe munte, a văzut că totul era bine acolo. And he was coming back, she was coming back down. Și fetița acum a coborât de pe munte. And she saw this flood of people running towards her. Și a văzut dintr-o dată o mulțime de oameni care alerga în susul muntelui. And they were yelling, "Water is rising! Water is rising!" Și toți strigau, "Apa crește! Apa crește!" So this group of people just pushed her towards, back towards up the mountain. Grupul ăsta a cuprins-o și pe a luat-o pe sus și a început să alerge la deal. And 2 days later, when she dared to come back down. După 2 zile, când a reușit, a îndrăznit să coboare înapoi în sat. Her whole family and house was gone. Toată familia, casa, totul dispăruse. Mother and father, 4 of her siblings. Mama, tata, 4 dintre frații și surorile sale. She was all alone in the world. Rămăsese singură pe lume. And she had been sharing this to the interviewer in a very calm, almost in a shocked state. Ea împărtășea aceasta cu reporterul, relata cu calm, aproape că era într-o stare de șoc. And then the interviewer asked something very stupid. Și apoi reporterul a pus o întrebare tare nătângă. He asked this young 12-year-old girl, why do you think this happened? A întrebat-o pe tânăra aceasta de 12 ani, de ce crezi tu că s-a întâmplat așa? Why do you think this happened? De ce crezi că s-a întâmplat una ca asta? Why do you think this happened to the Achenese people? De ce crezi că s-a întâmplat asta cu oamenii din provincia Aceh? How can a 12-year-old girl know? Cum ar putea o fetiță de 12 ani să dea what un răspuns? And theologians cannot explain. Un răspuns pe care oamenii de știință sau teologii nu erau în stare să-l dea. What the imams or the pastors cannot ceva explain. Ce imamii sau păstorii n-ar fi putut să răspundă. That's when this girl started crying. Acela a fost însă momentul în care fata a început să plângă. And she says, I don't know. Și a spus, eu nu știu. But we've done something wrong. Dar probabil că noi am făcut ceva rău. Because Allah hates us. Și Allah acum ne urăște. And he has punished us for something. Și el ne-a pedepsit pentru ceva ce noi am făcut rău. Allah hates us. Allah ne urăște. The Indonesian Bible uses the same word for God. În Biblia indoneziană este folosit pentru Dumnezeu același cuvânt, cuvântul Allah. And I immediately remembered one scripture in my mind. Și imediat mi-a venit în minte un verset. For God, Allah so loved the world. Pentru că Dumnezeu, Allah, așa de mult a iubit lumea. That he gave his only son. Că l-a dat pe singurul său fiu. See, my Bible doesn't say that God hates the Aceh. În Biblia mea nu scrie că Dumnezeu îi urăște pe oamenii din Aceh. My Bible says that God loves the Aceh. Biblia mea spune doar că Dumnezeu îi iubește pe toți oamenii, inclusiv pe cei din Aceh. And because he so loved, he sent his only son. Și pentru că el îi iubește, l-a trimis pe propriul său fiu. And I said, Lord, would you send somebody to Aceh? Și am zis, Doamne, n-ai vrea să trimiți pe cineva în Aceh? And to the other 127 unreached people groups in Indonesia. Și la celelalte 127 de grupuri etnice care n-au auzit Evanghelia încă din Indonezia.
to tell them that Allah loves them. Ca să le spună că Allah îi iubește. That he sent his only son. Că el l-a trimis pe singurul său fiu pentru ei. Would you send somebody? Doamne, n-ai vrea să trimiți pe cineva? I was on the airplane back to Canada. Eram în avion, zburam înapoi spre Canada. I don't know why, but it seems like God has an easier time talking to me when I'm in the airplane. Nu știu de ce, dar se pare că Dumnezeu reușește să-mi atragă atenția să-mi vorbească mai mult când mă aflu sus în avion. Maybe because it's closer to heaven. Poate că e mai aproape de cer. Or maybe it's because you're strapped in and you can't go anywhere. Sau poate că ești prins cu centura de siguranță și nu mai ai unde fugi. And God started speaking to my heart. Dumnezeu a început să vorbească inimii mele. Would you go to Indonesia? N-ai vrea să mergi tu în Indonezia? You ask somebody. Ai zis că eu o să trimit pe cineva. Would you be that somebody? N-ai vrea să fii tu acela? I said, Lord. Am zis, Doamne. I am yours. Sunt al tău. Whatever you want me to do. Orice îmi spui să fac. And then he asked this question. Și apoi mi-a pus această întrebare. Would you go there even if you knew that you weren't coming back? Ești dispus să mergi acolo chiar dacă ai ști că nu vei mai putea să te întorci vreodată? And I was really trying to sleep. Eu încercam să adorm în avion. I had one of these, you know, eye things that you put on your eyes so you don't see any light. Aveam lucrul acela pus pe ochi ca să obtureze lumina, să poți să adormi. And I was really trying to sleep. Și eram obosit, voiam să dorm. But I started crying. Dar am început să plâng. And at some point I had to get up to the bathroom to squeeze dry my eye. La un moment dat a trebuit să mă duc la baie să storc ochelarii aceia din pânză ca să pot să adorm. And I came back and I sat down, strapped myself in and put the things back on. M-am întors, mi-am pus iarăși centura de siguranță și am pus iarăși ochelarii aceia pe ochi. I said, Lord, the rest of my life is yours. Am spus, Doamne, tot restul vieții mele ți l-am dăruit ție, dorința ta, Doamne. You decide. Tu decizi. And then he asked another question. Și apoi el mi-a pus o altă întrebare. Would you go with your children knowing that your children might not come back? Te-ai duce și cu copiii tăi știind că e posibil ca nici ei să nu se mai întoarcă vii? And again tears flooded. Din nou lacrimile mi-au invadat ochii. This was a hard one. Asta era o întrebare mai dură. And I went to the bathroom again. M-am dus iarăși la baie. And I squeezed dry. Am stors ochelarii aceia de pânză. And I came back to my seat. M-am dus din nou la scaunul meu. I said, Lord. Și am spus, Doamne. My family is yours. Familia mea îți aparține. I'll do whatever you ask me. Voi face orice îmi cer să fac. And then I began to cry again. Și apoi am început iarăși să plâng. And then I went to the bathroom again. M-am dus iarăși la baie. And then I came back to sit again. M-am așezat iarăși pe scaunul meu. The person next to me started offering me medication. Persoana de lângă mine m-a întrebat dacă n-am nevoie de ceva medicamente. I asked the Lord, would you do one thing for me though? Și am spus la rândul meu, Doamne, ai vrea și tu să faci ceva pentru mine în schimb? You have to convince my American wife. Tu trebuie să convingi pe soția mea care e americancă. That you want her to go to the world's most populous Muslim nation. Că tu vrei ca ea să meargă în națiunea islamică cea mai numeroasă din lume. I went to the airport. Am mers la aeroport. My wife was there. Soția mă aștepta să mă ia. She hugged me. M-a îmbrățișat. And she whispered. Și mi-a șoptit. When do we leave? Când plecăm? One year later, we were in Indonesia. După un an, ne aflam deja în Indonezia. We spent the next 3 years in Indonesia. Următorii 3 ani am petrecut acolo. And I still go back every year. Și în fiecare an mă întorc în Indonezia. At least once a year. Cel puțin o dată pe an. I go to pastors' conferences and Bible schools. Merg la conferințe cu păstorii, la școli biblice. And I talk to them about the unreached people group. Și vorbesc cu acei lideri despre grupurile etnice neevanghelizate din Indonezia. And about the people groups in Philippines. Vorbesc cu ei despre grupurile etnice din Filipine. And the Malay people. Despre malaiezi. And I show my Finnish passport. Le arăt pașaportul meu finlandez. And I said I cannot go with this passport to Saudi Arabia. Și le spun eu cu pașaportul meu n-am ce să caut în Arabia Saudită. But your Indonesian passport is much stronger than mine. Dar acolo pașaportul vostru indonezian e mult mai puternic decât al meu. 200,000 Indonesians go every year to Saudi Arabia to work there. 200,000 de indonezieni în fiecare an își găsesc de muncă în Arabia Saudită. You could go with your passport. Voi cu pașaportul vostru puteți să pătrundeți în acea țară. And it's been a great joy to send Indonesians.
Și a fost o mare bucurie să iau parte la trimiterea unor indonezieni în țări precum Yemen, în partea de sud a Thailandei, în Malaysia, în țări în care mie mi-ar fi foarte greu să pătrund. De ce există o tensiune între biserica locală și misionari? Let me answer to you in a few moments as best as I can. Dați-mi voie să încerc să vă răspund pe cât de bine pot în câteva momente. From a person who comes from both sides. Din perspectiva unui om care aparține ambelor tabere. Who has a missionary schizophrenia. Care e un schizofrenic misionar. And a schizophrenia of a local church. Și un păstor schizofrenic, e împărțit în cele două. Why is there a tension there? De ce este tensiune între acestea? I think there's two reasons. Cred că sunt două motive. Misunderstanding. Pe de parte, înțelegeri greșite, prejudecăți. And a lack of vision. Și pe de altă parte, lipsa viziunii. There's tension there because missions is seen as competition. Este tensiune pentru că misiunea e percepută drept competiție sau competitoare. And there's a problem because mission is seen as a program that we do. Și e o problemă pentru că misiunea este de asemenea percepută ca un program pe care biserica îl face printre altele. Instead of being in the heart of what we do. În loc să fie asociat inimii lucrării bisericii. It's one of the programs. E considerată o chestiune, un program al bisericii. Would you read with me one scripture? Vă rog să deschideți împreună cu mine la un pasaj din Scriptură. I have now done the introduction. Numai ce am terminat introducerea predicii mele, so I've got only about an hour left to go. Nu mai rămâne decât o oră ca să finalizez. Would you stand with me as we read the word? Am să vă rog să vă ridicați și dumneavoastră în timp ce citesc din cuvântul lui Dumnezeu. Acts chapter 1 verse 8. Fapte 1 versetul 8. But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Let's pray. Haideți să ne plecăm capul la rugăciune. Heavenly Father, Tată Ceresc, through your Holy Spirit right now, prin Duhul Tău cel Sfânt, în momentele acestea, would you bring to us something of the heavens? Te rog, dăruiește-ne ceva ceresc. Help us to see how you see this world. Ajută-ne să vedem cum vezi tu lumea noastră. And help us all to see how much you love the local church. Și ajută-ne să vedem cât de mult iubești tu biserica locală. In Jesus name. În numele lui Isus. Amen. Amin. Please be seated. Vă rog să vă așezați. Misunderstanding and a lack of vision. Înțelegeri greșite, concepții greșite și lipsa de viziune. How do you correct a misunderstanding? Cum corectezi o percepție greșită? Very simply, you teach. Foarte simplu, înveți oamenii. There's three things that you need to teach. Sunt trei lucruri despre care trebuie să înveți pe oameni. That God is a missionary God. Unu, că Dumnezeu este un Dumnezeu misionar. God the Father was the first missionary. Dumnezeu Tatăl a fost primul misionar. He went after Adam. El a mers să-l caute pe Adam. And he asked Adam, where are you? Și a întrebat Adame, unde ești? He was the first missionary. El a fost cel dintâi misionar. And then he was the first sender as well. Apoi el a fost primul care a trimis misionari. He sent the second missionary. El l-a trimis pe cel de-al doilea misionar. This, his son. Pe fiul său. He sent his son so that to seek and save that which was lost. L-a trimis pe fiul său ca să mântuiască și să salveze pe cei pierduți. And when Jesus had completed his work, și după ce Iisus și-a încheiat lucrarea, he went back up to heaven, a plecat înapoi în ceruri. And together the Father and the Son sent the Holy Spirit. Și împreună Tatăl cu Fiul l-au trimis pe Duhul Sfânt. Heaven has been emptied for mission. Cerul a fost golit din pricina misiunii. Heaven does not have anything else left. În cer nu mai rămâne nimic altceva atunci. The Son came to die. Când Fiul a venit să moară. And the Holy Spirit is here to give you power. Iar Duhul Sfânt era deja aici ca să vă împuternicească. The Holy Spirit is here to give you power. Duhul Sfânt este aici ca să vă dea putere. The Holy Spirit is here to give you power. Duhul Sfânt e aici ca să vă dea vouă putere. To be his witness. Ca să fiți martorii lui.
Heaven has been emptied for the world. Cerul a fost golit de dragul lumii. God is a missionary God. Dumnezeu este un Dumnezeu misionar. Second thing to teach. Al doilea lucru pe care să-l învățați. The Bible is a missionary book. Biblia este o carte misionară. From the beginning all the way to the end. De la început până la sfârșit. It's all about mission. Totul aici e despre misiune. It's about reaching the neighbor. Este despre câștigarea aproapelui tău. It's about missions to the next generation. Despre a evangheliza următoarea generație. And I don't know if you have this problem in Romania, but in Finland we do. Nu știu dacă aveți și voi problema asta în România, dar noi ne confruntăm cu ea în Finlanda. We've realized that the younger generation needs missionaries. Ne-am dat seama că generația noastră mai tânără are nevoie de misionari. They need cross-cultural missionaries. Au nevoie acum de misionari care să traverseze cultura, să ajungă până la tinerii noștri. They need people from our culture to learn their ways. Oamenii din cultura mea trebuie să învețe cultura tinerilor noștri acum. Pentru că ei vorbesc o limbă diferită. And we need to send cross-cultural missionaries to the next generation. Și acum noi avem lucrători transculturali care vorbesc tinerilor noștri. Because they don't understand our rules and regulations. Pentru că ei nu mai înțeleg regulile și stilul nostru. They don't dress like we dress. Ei nu se mai îmbracă în același fel. They don't do things like we do. Nu mai fac lucrurile așa cum o făceam noi. And we need to open our hearts for them. Și noi totuși trebuie să ne deschidem inima față de tinerii noștri. Because Jesus loves the next generation. Pentru că Iisus iubește și generația următoare. He's the God of Abraham, Isaac and Jacob. El Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov. He has a he's a generational God. E un Dumnezeu al generațiilor. And sometimes it takes multiple generations to accomplish his monumental work. Și uneori pentru a îndeplini lucrarea sa monumentală, Dumnezeu trebuie să lucreze prin mai mulți. The Bible is a missionary book. Biblia este o carte misionară. And then the church is a missionary community. Și de asemenea, biserica este o comunitate misionară. It was meant to be in Judea, in Jerusalem, Judea, Samaria and to the end of the earth. Biserica a fost menită să ajungă în Ierusalim, Iudeea, Samaria și până la marginile pământului. Now you would have thought when Jesus gave them the last commandment. Cumva am fi tentat să gândim că atunci când Isus a rostit ultima sa poruncă, that within 2 months from the day of Pentecost. În 2 luni după ziua Rusaliilor, they would have set some kind of a missions board. Deja ar fi format un board de misiune. Some kind of strategy. Ar fi alcătuit o strategie. We are going to send so and so to Jerusalem, to Judea. Aha, noi o să începem să trimitem pe cutare în Ierusalim, and, în Iudeea. John and Jacob. Ioan și cu Iacov. You guys go to Samaria. Voi o să plecați în Samaria. I know nobody wants to go to Samaria. Știu că nu prea vă place să mergeți în Samaria. But since you were the one who Jesus really loved. Dar pentru că voi sunteți cei pe care Iisus i-a iubit tare mult. You go ahead and go to Samaria. Voi o să plecați în Samaria. And the rest of you guys. Iar apoi voi ceilalți. Ends of the earth. La capătul pământului. Pentecost has come. We're going to do this what Jesus told us. Pentecostalii spun gata, asta ne-a zis Iisus, asta avem de făcut. Did they do that? Au făcut asta? No way. Nu, nici vorbă. Revival was there. Trezirea avea loc în Ierusalim. Jerusalem was in the middle of a revival. Ierusalimul era cuprins de trezire. Whoa! Wow! Did you see that guy get healed yesterday? Ai văzut ce vindecare a avut loc ieri? I heard that Peter and John were going to the temple. Am auzit că Petru și Ioan se duceau la templu. And Peter just like grabs the guy's hand. Și Petru numai l-a prins pe ăla de mână. And he just put in Jesus name. Și a zis în numele lui Isus. And the guy stands up. Și tipul a sărit în picioare. He had never walked in his life. Niciodată nu umblase până atunci. That means he had no muscle. Asta înseamnă că nici mușchii nu erau formați la picioare. Guy just walked. Și omul ăsta a început să umble. Whoa. Wow. What did you do today? Tu ce ai făcut astăzi? Man, I'm so tired. Oh, eu sunt așa de obosit, mă doare mâna. I was helping baptize yesterday. Eu ieri toată ziua am botezat. And there was like 3-4,000 people. Nu știu, 3-4,000 de oameni am avut de botezat. Oh, mă dor mâinile. Wow, this is so exciting. Wow, ce mare încântare people pe ei. People are coming from all over the world. Oameni veneau de peste tot în lume la Ierusalim. This is revival. Oh, ce trezire mare are loc aici. Everybody was having a great time. Toată lumea se simțea, trăia de minune. Oh, somewhere in the back of their minds they remembered it. Unii își aminteau undeva în spatele minții lor.
Yeah, Judea, Samaria. Ceva ni s-a zis de Iudeia, parcă de Samaria. Ends of the earth. Marginile lumii. But you know what we're going to do first? Da, știți ce avem de făcut mai întâi? I'm sure Jesus meant this. Sunt sigur că Iisus asta a avut în gând. That first we're going to make sure that everybody in Jerusalem is saved. Mai întâi trebuie să ne asigurăm că toată lumea în Ierusalim e mântuită. Everybody in Jerusalem gets saved first. Mai întâi tot poporul din Ierusalim trebuie să fie mântuit. And then we're going to expand to Judea. După asta o să ne extindem în Iudeea. And we're going to make sure that everybody in Judea gets saved. În momentul în care ne-am asigurat că toată lumea din Iudeea l-a primit pe Domnul, and then we're going to send missions teams to Samaria. O să trimitem echipe de misiune în Samaria. And we'll see what happens. O să vedem ce se întâmplă acolo. But then we're going to go to the end da, of the earth. De acolo o să mergem la capătul pământului. It must have been their thinking. Probabil că așa gândeau. Because it took them at least 7 years. Pentru că a durat cel puțin 7 ani. And they were still not going anywhere. Până când ei încă nu mergeau nicăieri. And so 7 chapters later. 7 capitole mai târziu. You go to Acts 8 chapter 1. Ajungem în Fapte 8 cu 1. You know, it was 1 verse 8. Prima dată am citit Fapte 1 cu 8. You just turn those numbers around. Dacă răsucești numerele astea? And you see what happened. Vezi ce urmează? Great persecution broke out in Jerusalem. O mare persecuție a izbucnit în Ierusalim. And all the believers were scattered. Și toți credincioșii au fost împrăștiați. Where? Unde? To Judea and Samaria. În Iudeea și Samaria. Dear local church pastor. Dragi păstori ai bisericilor locale. Can I just give you an advice? Dați-mi voie să vă dau un sfat. Don't wait for persecution. N-așteptați să vină persecuția before you send your first missionary. Până să trimiteți voi primii misionari. You don't want to handle that. Nu vreți să vă confruntați cu asta. Let them go first. Lăsați-i să plece ei. I believe that that word that says there is not Jerusalem and then Judea. Cred că o citire, o lectură corectă acestui pasaj nu este în Ierusalim și apoi Iudeea. But it says as you're working. Cuvântul spune, pe de altă parte, pe măsură ce lucrați în Ierusalim, în același timp să fiți martorii mei și în Iudeea, să fiți martorii mei și în Samaria, printre acei oameni care vă sunt apropiați vouă din punct de vedere fizic, but they're a little bit different culture. Dar sunt de o cultură totuși diferită. They're the people that you'd rather avoid. Sunt oamenii pe care voi mai degrabă i-ați evita. When you see them on the street. Când îi întâlniți pe stradă. You'd rather go to the other side of the street. Preferați să o luați pe partea cealaltă a străzii. Just like the Jews had with the Samaritans. Așa cum iudeii făceau în mod obișnuit cu samaritenii. You're called to be witnesses with them. Voi sunteți chemați să fiți martori între ei. For us, our Samaria. Pentru noi, Samaria noastră. Is the Russians. Sunt rușii. That's our Samaritan. Asta e Samaria noastră. Also the Swedish. Și suedezii de asemenea. But for different reasons. Dar avem alte motive istorice pentru care îi vedem ca samariteni. But Russians we'd rather avoid. Dar rușii sunt cei pe care noi în mod tradițional îi evitam. But Jesus said, dar Iisus a spus că noi trebuie să fim martori între ei. There are 25,000 Russians living in my city of Helsinki. 25,000 de ruși locuiesc în orașul meu, în Helsinki. And Jesus died for them all. Și Iisus a murit pentru fiecare dintre ei. Jesus knows them by name. Iisus îi cunoaște pe nume. And I'm praying that the Lord will help us to reach them. Și mă rog ca Domnul să ne ajute să-i câștigăm pe oamenii aceia. To the ends of the earth. Până la marginile pământului. Who are your Samaritans? Cine sunt samaritenii voștri? You're supposed to be witness to them as well. Sunteți chemați să fiți martori între oamenii aceia de asemenea. Only in Acts 13, about 17 years after Jesus had given Abia în fapte 13, how many years? About 17 years. La 17 ani după ce Domnul Iisus Hristos le-a dat porunca inițială. Did the church hear the voice of the Holy Spirit again? Biserica primară s-a deschis să audă încă o dată vocea Duhului Sfânt. As they were praying. În timp ce se rugau. The Holy Spirit said to them. Duhul Sfânt le-a spus. Give me Paul and Barnabas. Puneți-mi deoparte pentru mine pe Pavel și pe Barnaba. I've got a job for them. Pentru că eu am o misiune pentru ei. You need to teach this to the church. Trebuie să învățați biserica aspectele acestea. Kairos course is a great tool. Cursul Kairos este o unealtă grozavă. Attend it.
Participați la el mai întâi. Do it with your leadership team. Faceți cursul cu liderii voștri. Send your young people to attend it. Trimiteți tinerii voștri să parcurgă. But then there's a second question of vision. Dar de asemenea este o a doua întrebare, cea legată de viziune. How do you get a vision? Cum transmiți o viziune? Cum capeți o viziune? You ask for one. Ceri o viziune de la Domnul. You pray for one. Te rogi. And while you're asking for it. Și în timp ce îi ceri Domnului. He's a big God. El e un Dumnezeu mare. Why don't you ask for a big vision? Ce-ar fi să îi ceri Domnului o viziune mare atunci? Don't settle for small ones. Nu-ți stabili direcția pentru ceva mărunt. He's a big God. Dumnezeu e un Dumnezeu mare. So why don't ask him for a big vision? Ce-ar fi să-i ceri Domnului să-ți dea o viziune mare? And big faith to accomplish. Și o credință mare ca să o poți împlini? I have this dream. Eu am visul ăsta. That someday when I get to heaven. Într-o zi când voi ajunge în ceruri. The angels are going to come. Îngerii o să mă caute. And I'm serious about it somewhat. Vă spun serios asta. The angels are going to come. O să vină îngerii la mine. And say, man, there's Mica. Omule, uite-l și pe Mica. There's Mica. Uite-l pe Mica. Guys, come and look, there's Mica. Băieți, veniți încoace să-l vedeți pe Mica. There's Mica. Uitați-l pe Mica. Hey, everybody, come and see Mica. Hey, toată lumea, veniți aici să vi-l arăt pe Mica. He was the guy. Ăsta este omul who had such big vision. Care a avut o viziune așa de mare. Such big faith. Și o credință așa de mare. That we in heaven did not know what to do with it. Că noi în ceruri ne-a zis, vai, ce o să ne facem cu asta? His faith was so big that we didn't know what to do with it. Credința lui a fost așa de mare că și noi ne-am pus problema. Cum o să ne descurcăm? Now do you for even a second think that that would be possible? Acum spuneți-mi voi, pentru o clipă măcar vă imaginați că ar fi posibil una ca asta? No way will your or my faith be too big. Nicio șansă, imposibil ca a mea credință sau a ta să fie prea mare. That heaven could not fulfill it. Să am eu o credință pe care cerul să nu poată onora. The problem is that our vision is too small. Atunci problema este că viziunea mea este prea mică. And dear brother from a local church or missionary. Frați și surori din biserici locale sau misionari. Dear sister, you who are calling yourself and wanting to go out. Dragă soră care simți chemarea Domnului să mergi afară. Don't ask for too small of a vision. Nu cere Domnului o viziune mică. And let me give you this hint. Să vă dau o idee, o sugestie. If your vision does not include people from outside of your church, dacă viziunea ta nu include și oameni care sunt din exteriorul bisericii tale, if your vision doesn't include people from outside of your community, dacă în viziunea ta nu sunt incluse persoane care sunt din exteriorul comunității tale, if your vision does not include people that are unlike yourself, dacă viziunea ta nu include oameni care nu se aseamănă cu tine, if your vision does not include people from another nation, dacă viziunea ta nu include și oameni care sunt din altă națiune, your vision is too small. Viziunea ta e prea mică. Ask for a big vision. Cere o viziune mare. God, give me a big vision. Doamne, dă-mi o viziune mare. Like Revelation 5:9. Așa cum scrie în Apocalipsa 5:9. Like Revelation 7:9. Ca în Apocalipsa 7:9. That's a big vision. Acolo vedem o viziune mare. And then I saw. Și apoi am văzut. And then I saw. Și apoi am văzut. And then I saw. Și apoi am văzut. Before me stood a multitude that no one could count. Înaintea ochilor mei era o mulțime pe care nimeni nu putea număra. Din orice trib, popor și națiune. And they were worshiping. Și toți se închinau lui Isus. That's a big vision. Aceea e o viziune mare. That's what we're after. Asta e viziunea pe care trebuie să o căutăm. Asta trebuie să căutăm. To the biggest party ever organized. Să țintim spre cea mai mare sărbătoare care a avut loc sub soare. Where there are Achenese people present. Acolo o să fie oameni din Aceh. Where there are the Bengali people present. O să fie bengalezi. Where there are the Punjabis are present. O să fie Punjabi. Where there are Romanians and Finns. O să fie și români și finlandezi. And we're going to all put up our hands. Și toți o să ridicăm mâinile noastre. And we're going to see worthy is the lamb. Și o să spunem vrednic este mielul. Worthy is the lamb. Vrednic este mielul. Worthy is the lamb. Vrednic este mielul. Ask for a big vision. Cereți o viziune mare. Now I've mentioned some of the things that kill visions and let me just give it to you a couple more. Am menționat întreagă câteva lucruri care omoară viziunea și vreau să mai adaug câteva aspecte. This is what kills vision in churches. Iată ce omoară viziunea bisericilor. When you say that the missions is trying to take your money. Atunci când spui că misiunea urmează să reducă fondurile bisericii. You know, in our churches in Finland, Pentecostal churches in Finland. În bisericile pentecostale din Finlanda. My grandfather
70 years ago. Bunicul meu cu 70 de ani în urmă. He asked for this thing. El a cerut același lucru. That on every third Sunday. Ca în fiecare a treia duminică. The offering that was taken, we only take one offering in church. Bisericile noastre are loc o singură colectă. That every third Sunday would be a mission Sunday. Și a cerut ca în a treia duminică din lună să aibă loc să fie duminica misiunii. And that offering from that service would be given to cross-cultural missions. Și colecta din slujba aceea să fie dăruită pentru misiunea transculturală. And for the last 70 years they've been doing that in all the Pentecostal churches. Și de 70 de ani, lucrul ăsta se întâmplă în toate bisericile pentecostale din Finlanda. It's terrible. E teribil. Terrible. Teribil. That's always the biggest offering of the month. Întotdeauna aia este colecta cea mai mare din lună. They're taking our money. Oamenii iau banii bisericii. Do you know that in my church in Salem? Știți că în biserica noastră în Salem? The toilets are leaking. Că toaletele au scurgeri. There been for 40 years the same toilets. De 40 de ani nu am schimbat grupul sanitar. I counted how many times people have used those toilets. Am socotit eu cumva de câte ori au fost folosite WC-urile alea. 2 million times. De 2 milioane de ori s-a intrat în toaletele alea. I need new toilets. E vremea să avem toalete those noi. Toilets were in Salem. Sunt cele mai urâte toalete din Salem. When Ceaușescu was in rule in this country. Când Ceaușescu era stăpân în România, when there was still Soviet Union, când încă exista Uniunea Sovietică, four pastors ago in Salem, patru păstori au mers în Salem, I need new toilets. Și au spus, avem nevoie de toalete noi la biserică. It's embarrassing to bring guests there. E ceva jenant să mai inviți un musafir la biserica asta. And I have this brilliant idea. Și eu am o idee grozavă, au spus. That we should do toilet missions. Să facem niște toalete misionare. That we could take the offering from the third Sunday. Adică să luăm colecta din a treia duminică. And we could use it to toilet missions. Și să o folosim pentru misiunea toaletei. I would be scared to do that. Mie mi-ar fi teamă să propun așa ceva. You know why? Știți de ce? Because that is holy to the Lord. Pentru că banii aceia sunt sfinți, sunt ai Domnului. The blessings that Salem Church has experienced. Binecuvântarea pe care biserica Salem a experimentat-o. Is because we have sacrificially given. Se datorează faptului că noi am fost niște oameni darnici care am dăruit cu spirit de sacrificiu. When we would have had the need. Atunci când am fi avut nevoie de banii aceia de fapt. And I'd rather take a blessing from the Lord. Și prefer să primesc binecuvântare de la Domnul than have new toilets. Decât să am toalete noi la biserica mea. There's something about giving to missions that releases something. Este ceva când dăruiești pentru misiune, se eliberează, se dezleagă ceva în tine. And it can start very small. Poți să începi cu ceva foarte mic. But see, something happens in you when you start giving to mission. Dar când începi să dai pentru misiune, ceva începe să se întâmple în tine însuți. There's a secret in the Bible. E un secret în Biblie. Where your treasure is, there your heart is. Acolo unde e comoara ta, acolo e și inima ta. When you start giving to mission. Când începi să dai pentru misiune, your heart starts getting tugged to it. Inima ta începe să se atașeze de ea. So don't look at it as your money. Deci nu te mai uita la banii aceia ca fiind banii pentru tine, destinație. Look at it as his money. Privește, aceia sunt banii lui. Because in the end we're not building a local church. Pentru că în final misiunea noastră nu este să zidim o biserică locală. We're building kingdom of God. Ci să zidim împărăția lui Dumnezeu. The second vision killer is often this. Al doilea factor care ucide viziunea este acesta. They take our best people. Oamenii ăștia vor să pună mâna pe cei mai buni oameni din biserică. Can you imagine the church in Antioch? Puteți să vă gândiți ce s-a cum a perceput biserica din Antiohia? When the Holy Spirit told them. Când Duhul Sfânt le-a spus lor. Out of the five leaders. Din cinci lideri pe care îi aveau. Give me your most brilliant mind. Dați-mi-l pe cel cu mintea mai strălucitoare. Give me Paul. Dați-mi-l pe Pavel. Give me the guy who can explain this thing. Dați-mi-l pe tipul ăla care știe să explice totul. Dați-mi-l pe fostul terorist plin de pasiune. And then maybe even perhaps more hurtful. Și probabil și mai dureros decât atât. Give me Barnabas. Dați-mi-l pe Barnaba. The encourager. Încurajatorul. The guy who would come and say, "Hey, it's going to be okay." Omul care venea și spune, "Hey, lasă că o să fie bine." Give me those two. Dați-mi pe cei doi. God always asks for the best. Dumnezeu întotdeauna cere pe cei mai buni. But nothing prepared me.
Însă nimic nu mă pregătise pe mine when my daughter came to me. Pentru clipa în care fiica mea a venit la mine. And told me God has called me to mission. Și mi-a spus, Dumnezeu m-a chemat să plec în misiune. Will you release me to go? Îmi dai permisiunea ca să plec? She's graduating from high school this year. Anul acesta ea va absolvi liceul. And she's applied to a couple of Bible schools. Deja s-a înscris, a făcut cerere de înscriere la câteva școli biblice. Because she wants to go and tell about Jesus. Pentru că vrea să plece apoi și să le spună despre Isus. To those who've never heard. Celor care n-au auzit niciodată. Give God your best. Dați-i lui Dumnezeu ce aveți mai bun. Don't try to hold back. Nu încercați să țineți, să rețineți ceva pentru voi. Because once you release something, God. Pentru că întotdeauna când tu lași ceva în mâna Domnului, Dumnezeu poartă de grijă și îți dăruiește un loc. Then there's the third one. We can't do it. Și apoi a treia scuză, a treia afirmație, și anume, nu putem, asta nu se poate. We're not smart enough. Nu suntem suficient de deștepți. We don't even have smartphones. Nici măcar nu avem smartphones. We're all stupid. Toți suntem stupizi acum, telefoanele compensează. We're not good enough. Nu suntem suficient de buni. We don't know what to do or where to even start. Nu știm ce să facem, nu știm de unde să începem. I'm glad that there are wise people among here that can help. Mă bucur că sunt aici oameni înțelepți care ne pot fi de folos. But let me tell you something. Dar vreau să vă mai spun ceva. When you give something to God, când îi dăruiești Domnului ceva, God can and will use. Dumnezeu poate și se va folosi de lucrul acela. I go every year to Indonesia and there's one particular Bible school that I really love. În fiecare an mă duc în Indonezia, cu precădere am o școală biblică unde îmi place să merg. They caught the vision of cross-cultural missions. Oamenii aceia au prins cu adevărat viziunea misiunii transculturale. Unreached people groups. Grupurile neevanghelizate. They caught it so big. Viziunea este acum așa de mare. That in their main study hall. Încât în sala principală de studiu. They painted the map of Indonesia. Au pictat pe perete harta Indoneziei. 30 meters wide. Pe o distanță de 30 de metri lungime. The entire wall. Tot zidul lor. 10 meters high. 10 metri înălțime. And they put every single unreached people group on that map. Veți găsi pe harta aceea fiecare grup etnic neevanghelizat. And from every single unreached people group. Și de la fiecare, pentru fiecare grup etnic neevanghelizat, they put a pin there and a string to hang from that pin. Au înfipt un ac acolo și un fir care coboară de acolo. So that the students could go there. Pentru ca studenții să poată merge acolo. And take a hold of one of the strings. Și să se agațe de una dintre funiile acelea. And say, Lord, I'm praying for this prayer group, as people group right now. Și să spună, Doamne, acum eu mă rog pentru grupul respectiv. They've had a non-stop prayer meeting going on there. Biserica aceasta are întâlniri de rugăciune neîncetate, un lanț de rugăciune neîncetat. 24 hours a day, 7 days a week. 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână. All year round. Tot anul. For the last 24 years. De 24 de ani fac asta. Not quite with the Hernhuts, but getting close. Nu sunt, n-au bătut încă recordul celor de la Hernhut, dar se apropie. There's just an atmosphere when you go there. Simți de cum pătrunzi acolo că intri într-o altă atmosferă. You just get convicted of all your sins. Pur și simplu ești copleșit de toate păcatele tale în momentul în care pășești acolo. Inima ta e frântă. You can just say when you're teaching there. Poți să simți asta când predici acolo, când God înveți. God loves you. Poți să spui Dumnezeu vă iubește. It's almost like the Holy Spirit just sweeps in. Poți să vezi că Duhul Sfânt intră și se ocupă de restul. Oamenii încep să plângă. So I love to go there once a year at least. Îmi place să mă duc acolo cel puțin o dată pe an. For my own sake. De dragul meu mă duc acolo. But I go there to teach about mission. Mă duc acolo să le vorbesc lor despre misiune. And challenge them. Și să-i provoc. And so for the last few years they've been trying to find out ways in which they could go naturally to these unreached people groups. De câțiva ani de zile pun problema aceasta să găsească modalități naturale ca să poată să pătrundă între aceste grupuri etnice. They go to the community and see, ask around what does this community need. Se duc la primărie și întreabă ce e nevoie în localitatea asta. And sometimes they open a small shop. Uneori deschid un magazin acolo. Sometimes it's a library. Alteori deschid o bibliotecă. Sometimes it's something else. Alteori fac altceva. There was one older lady who had come through this school, Bible school. Era o femeie mai în vârstă care venea la școala aceasta biblică. And she had been really touched by the Lord for mission. Și ea fusese atinsă de Domnul într-un mod special în privința misiunii. And she said, I want to go and do something. Și a zis, vreau să merg acolo și să fac ceva. I'm a seamstress. I know how to sew clothes. Ea a spus, eu sunt croitoreasă, eu știu să cos haine.
How could that help? Cum aș putea eu să ajut cu meseria mea? But see, God is not interested in what you don't have. Dar Dumnezeu nu e interesat de ceea ce nu ai. He's always interested in what you do have. Întotdeauna Dumnezeu e preocupat de ceea ce ai. What do you have? Ce ai tu? Lord, I just have a stick. Doamne, n-am decât un toiag. Moses, give it to me. Moise, dăm toiagul acela. What do you have? Ce ai tu? I just have a little bit of flour and oil. N-am decât niște făină și un de lemn. Give it to me. Dă-mi-le mie. What do you have? Ce ai? I just know how to sew clothes. Eu știu doar să cos haine. There was this one particular people group. Exista acolo un trip. A village of about 1,500 people. Un sătuc cu vreo 1,500 de oameni. The people group had about 2 million people, but this one particular village had 1,500 people. Grupul etnic avea vreo 2 milioane de oameni, dar în satul respectiv trăiau 1,500 de oameni. And the Bible school went there and said this might be a place. Școala sa biblică au vizitat zona și a spus asta ar fi un zon, ar fi un loc potrivit. Where they could use a seamstress. Unde ar putea să le fie de folos o croitoreasă. So they paired her up with another younger lady. Așa că au cuplat-o pe sora asta cu o altă tânără. And they went and built them a house and a small toilet in the back. Au mers acolo, le-au construit o mică locuință cu o toaletă în spate. And at the end of the, you know, when they had built everything, they put a sign up saying that, you know, seamstress. Și după ce au terminat construcția, au pus acolo un semn la intrare și a spus croitorie. Indonesians are very curious people. Indonezienii sunt oameni foarte curioși. They'll come naturally to see what you're doing. Ori ei vin pur și simplu așa și se uită la tine să vadă ce faci. And they can sit there all day just wondering what you're doing. Și pot să stea o zi întreagă și să se uite să vadă ce faci tu. So people had been watching these people build the house. Așa că oamenii s-au uitat la constructor prima dată. And they say, okay, there's a seamstress. Și au zis, ah, asta va fi o croitorie. Wow. Wow. But you know what was the key to that village? Dar știți care a fost factorul cheie pentru satul respectiv? This is something that they didn't think. E ceva ce ei n-au luat în considerare. In that village of 1,500 people. În satul acela cu 1,500 de locuitori. The two ladies from the Bible school. Cele două surori de la școala biblică. Had the only toilet. Erau singurele care aveau o toaletă. It was the only toilet in the village. Era singura toaletă din tot satul. So from morning till night. Așa că de dimineață până seară. They had a line of people. S-a format o linie de băștinași coming to the toilet. Care stăteau la coadă la toaleta. And Indonesians are very polite. Indonezienii sunt oameni foarte politicoși. So they can't just go to the toilet. Așa că nu își permit să meargă direct la toaleta ta. They'll have to come in and drink some tea. Mai întâi intră în casă, bea un ceai cu tine. And to spend some time. Sta puțin de vorbă. And then say, "Oh, excuse me, could I use your toilet?" Și apoi zic, scuze, pot să mă duc puțin la toaletă? Oh, sure, go ahead. Sigur, vă rog, folosiți-o. And they had hundreds of people coming to the toilet. Și sute de oameni veneau la toaletă. Now, my friend, listen to me. Dragii mei, ascultați-mă. If God can use a toilet. Dacă Dumnezeu poate să folosească o toaletă. Don't you think he can use you? Nu credeți că ar putea să vă folosească și pe voi? If God can use the toilet, dacă Dumnezeu poate folosi o toaletă, don't you think he can use the youth of your church? Nu credeți că El poate folosi tinerii din biserica voastră? I know that might be reaching a little bit. Poate că am mers puțin cam departe. But I think God can do anything. Dar eu cred că Dumnezeu poate să facă orice. As long as you give it to him. Atâta vreme cât îi dăruiești lui viața ta. God is a missionary God. Dumnezeu e un Dumnezeu misionar. I'll end with this. Și vreau să închei cu cuvintele acestea. Last year in Finland we received 35,000 refugees. Anul trecut, Finlanda a primit 35,000 de refugiați. And when it started happening, we didn't know what to do. Și când lucrurile au început să se întâmple, n-am știut la început ce să facem. We were moved, but we didn't know what to do. Am fost mișcați de situația respectivă, dar nu aveam un răspuns. Are we supposed to be careful with them? Trebuie să fim foarte rezervați? Are we supposed to help them? Trebuie să-i ajutăm? God, what are you trying to do? Doamne, ce vrei tu să faci prin toate astea? So we had a prayer meeting. Așa că am avut o întâlnire de rugăciune. And we were worshiping Jesus. Ne închinam Domnului. And I looked around in my church. M-am uitat în jurul meu în biserică. I said, Lord, what are you wanting to do with these refugees? Și a zis, Doamne, ce vrei tu să faci cu refugiații ăștia? And I closed my eyes. Mi-am închis ochii.
And I saw something. Și am văzut ceva. I saw the church that I had just looked at. Am văzut biserica la care tocmai mă uitasem, mă privisem. Filled with Arab people worshiping Jesus. Plină cu arabi care îi se închinau lui Isus. They were worshiping Jesus. Se închinau lui Isus. I closed my eyes and I could see their faces as they were worshiping Jesus. Mi-am închis ochii și am putut să văd fața lor în timp ce se închinau lui Isus. With their hands lifted up. Erau cu mâinile ridicate. And some of them were waving flags. Unii dintre ei fluturau niște steaguri. And they were worshiping Jesus in Arabic in my church. Se închinau lui Isus în limba arabă în biserica mea. I said, "Okay, Jesus." Și a spus, "Okay, Isuse." And my second thought was. Al doilea gând al meu a fost. My first thought was, "Okay, Jesus." Primul gând a fost, "Okay, Doamne Isuse." My second thought was this. Dar al doilea gând a fost acesta. There goes my toilets. There go my toilets. Acolo sunt toaletele mele. There's no new toilets at Salem. Nu avem toalete noi la Salem. But we're going to win some Arabs for Jesus. Dar noi vom câștiga niște arabi pentru Isus. Last weekend. Weekendul trecut. I was in the campground. Eram în tabăra bisericii. With the 45 first Arabic believers. Cu 45 de creștini arabi. And we were worshiping Jesus. Și acolo ne-am închinat Domnului Isus. I said, "This is a great start." Și am spus, acesta este un început grozav. Send us some more refugees. Doamne, mai trimite niște refugiați aici. Aleluia. Sometimes what you need. Uneori, tot ceea ce ai nevoie este doar ca Iisus să-ți schimbe vederea. Îl vei lăsa pe Iisus să facă aceasta chiar acum? L-am urmărit împreună pe pastorul Mika Iriola, pastorul Bisericii Salem din Helsinki, Finlanda, o biserică multiculturală, o biserică model, o biserică ce și-a deschis ușile pentru musulmanii care au venit în această țară să caute un trai mai bun, dar care, văzând dragostea credincioșilor din această biserică, l-au primit pe Iisus Hristos ca mântuitor personal. În speranța că emisiunile noastre vă fac plăcere, vă așteptăm și săptămâna viitoare, în aceeași zi, la aceeași oră, la emisiunea Până la marginile pământului. Și nu uitați, vestea bună este bună doar dacă sosește la timp.